Deci, Marius, vreau să spun că de dimineață am început să am așa presimțiri că ceva astăzi o să se întâmple. Era o energie pe un palier așa de vibrație, de neliniște, adică simțeam că ceva se va întâmpla. Și știu de la ce s-a întâmplat când am fost la copii. A fost ziua unui copil și am mâncat o felie de tort înainte de a veni. Nu mâncasem nimic până atunci și am mâncat și prânzul cu ei, bine, mâncare fără carne, dar nu mâncasem nimic. Și după aia am venit direct la Shangri-La și probabil că nu aveam energie suficientă. Da, probabil nu aveam energie suficientă și acest fapt, faptul că am mâncat acea prăjitură, mi-a scăzut energia și mi-a blocat laptopul. Laptopul meu a mai făcut așa, deși e nou, a mai făcut așa de vreo 2 ori până acum, cu câteva luni în urmă, și dacă stau bine să mă gândesc, tot așa energia, era ceva cu energia mea. Și atunci a stopat laptopul și peste vreo 3 ore, da, deci peste vreo 3 ore după webinar, țineam laptopul în brațe și întrebam, na, mă zic gata, acum chiar că s-a stricat și așa, mă întrebam, Doamne, unde am greșit? Ce am greșit? Ce s-a întâmplat? Te rog să-mi arăți. Și ca prin minune, dintr-o dată mi s-a aprins laptopul, pentru că am conștientizat că ceva nu, na, ceva n-a fost, da, și s-a aprins laptopul și funcționează și îți mulțumesc mult pentru că mi-ai trimis înregistrarea, acum o văd și eu. Deci este de la acea felie de tort. Mă gândesc că altă explicație n-am, pentru că nu m-am certat cu nimeni, am fost la copii, am lucrat de dimineața cu ei până la prânz. Da, deci cred că de la asta a fost foarte interesant și plus, na, blocajele, pentru că este un subiect foarte profund și Shangri-La, adică acolo tu când povestești toate acele experiențe, eu simt cum se recrează din nou, parcă se formează din nou energia aia pe care tu ai experimentat-o, o transmiți din nou și intrăm și noi în acel câmp de vibrație, așa simt și probabil de la asta este foarte interesant, deci foarte interesant. Mulțumesc mult, Înger, pentru tot!